Adrian Nicolae! E voie cu cu, cu astea? Am hotărât că această libertate creativă e mai importantă decât business-ul. ce tu fais? bien merci, fă il fait froid, il pleut, je m'appelle Gabor. Omul e titanist, rău de tot. Mare titanist. Mare titanist. Nu vorbi cu el. Cred că eram un animal foarte ciudat. Bă, lambada, pentru că e una din primele imagini cu un cur pe care o le-am văzut în viața mea. Era domnișoara Machelcur. Că... Da. Cu cine vorbești? Da. Cu o cameră acolo. Ea e o cameră de supraveghirii. Extra MATINAL, un podcast DGFM cu Bogdan Ciuclaru. Ca să știi. Salutare, oameni buni. Acesta este un extra. Eu sunt Bogdan Ciuclaru și astăzi vorbim. Intrăm direct în pâine cu Adi Nicolae. Salut! Bună dimineața! Sau cum faci tu la alea? Adi! Adrian Nicolae! Hey! Bună seara, oameni buni și bine ați venit la podcastul nostru! Salut. Eu o să mă joc ca pisicile cu asta tot. Nicio problemă. Sper că... Uh, avem și varianta asta de, de roast. Uh, nu avem tot timpul vedete, stimații, <laughs> privitori. No. Astăzi l-am prins pe Adi Nicolae. Eu am uitat să întreb, e voie cu P, cu F, cu astea? E voie, Dar, da... frown the <laughs> e voie, da. Fraun de parcă! E voie, da. Să știu cum pun scaunul, de? <laughs> să-și trimite oamenii, copiii, să-i degajeze dacă se vor uita la podcast. Uite, este un moment bun. să i dați ursulețul. Copilului să-l da. trimiteți în camera lui. De altfel și filmul despre care o să vorbim noi este uh, promovat, nu? Ca fiind o producție românească fără înjurături. Family friendly, total family friendly. Mie mi se pare că acolo e o glumă, că e o ironie, că îi luați un pic peste picior pe oameni care s-au plâns la alte filme. Ca da, e drept că parte din platforma noastră este și să satirizăm ipocrizia comentatorilor inflamați și parte din proces este să spunem, uite, da. Cum e acum? Dacă încă mai aveți rezerve și întrebați, bă, ăsta nu e ăla, e actorul? Da, actorul Adi Nicolae, că n-am spus și cu ce se ocupă. Uh, o să vorbim și de Claus și Baroso. Apropo, la mine a fost misleading total. Eu chiar am crezut că e cu politică. e o satiră politică. Da, eram convins că e ceva cu politică. Nu e cu politică, dar o să vorbim și despre viață, da? Da, domn. De exemplu, acuie, fiind relativ dimineață, tu ai mic dejunat? N-am mic dejunat. Încerc să mic-dejunez când pot, dar nu mic-dejunez okay. tot timpul, că... Pentru că eram tare curios când și ce mai mic-dejunează actorii celebri. A, nu, uh, uh, când nu apuc să mic-dejunez, nu știu ce fac actorii celebri, vă zic de mine. Uh, uh, iau un, uh, un baton de la cu cereale okay. și îl arunc pe gândele și ăla e mic-dejunul meu surogat. Foarte actor-friendly. <laughs> ultima oară când am avut ocazia să stăm de vorbă, se întâmpla în urmă cu oh, oh, mulți ani, la una dintre cârciumile de pe lângă un ATC. Da. Ieșeam de la o piesă a reputatului regizor, soția mea. Da. Tu erai da. acolo. A, și mi-am amintit, pentru că și în piesa respectivă erau niște glumițe. dă să te în film. Ceva, nu? Ah, cu masoneria. Da, da, da. da. De acolo s-a schimbat mult viața ta de la acel moment. Păi da, dar tu și e voce o întâmplare, dar cu circa 13-14 ani. Așa. Ceea ce nu ne arată da. bine pe niciunul. <laughs> <laughs> Noi doi încercând tot timpul să pozăm în niște tineri hip și uh, cașto, cum zic tinerii da, din ziua da. de azi. Da, 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 e marfă. E mult de atunci, adevărat, și atunci cred că eram foarte aproape de absolvirea facultății. Corect. Și tu, un tânăr jurnalist aspirant, bătând da. la porțile Bucureștiului, <laughs> da, da, da. susținător de, da. de soție. Încă adică mai avea accentul la târgoviștean. Da, de păuri, probabil. Da. Nu, nu. De Dâmbovița. Nu. Ce mare accent târgoviștean există, care să nu fie imediat preluat de București? Hai suntem la 80 de km de București, adică Asta imediat ne... da, aveți. Ne, ne pierdem. Nu, aveți. nu există. Eu nu mi-am dat seama să fie vreun accent dâmbovița. Am senzația că, că există niște de-astea așa, niște dâmbovițenisme. nici Pe astea cu două și păuri. E pe strada, la București. Oh, da, bă, <laughs> și aici. 500, 50 de mii, orice, și, orice ci devine j. Ah, eu de dușmani. Dușmani, <laughs> Ai văzut? Da, da. dușmani Mi-am păstrat mult timp numerele la mașină de Dâmbovița, că în capul meu era că de mediu produs de înjurături, nu are cum să fie mai mare față de ăla cu indulgență. Și e și un nu. sac de indulgență. Ți-ai făcut calculul e... greșit, părerea mea. Băi, da. Și după aia am schimbat, am trecut da. pe, pe, București. Du-te acasă, țărane, a venit un pic mai des decât lasă-l, mă, că nu se descurcă. Bine, era și o combinație de matiz cu numere de demovita o... și era genul fel, băi, da. E, e sărac. Un comboreu <laughs> da, să revenim la ale noastre. Să discutăm un pic de upgrade-ul făcut de tine în, în carieră. Până la urmă, am primit uh, și o prezentare a biografiei și activității tale, 15 filme, nenumărate piese de teatru. Om și așa, și zi, da, a, da, da, a pe asta. Uite, asta e întrebarea. Uh, călărești valul, nu? Ești nu tocmai Un your pick? Nu, e, în primul rând că o carieră în teatru e mai degrabă una discretă. În ceea ce privește notorietatea okay. Oamenii tind să-și facă treaba Și să joace cât pot de mult Și preferabil roluri care să-i provoace într-un fel Dar nimeni nu... Nimeni Câțiva. Nu sunt mase de oameni care așteaptă cu sufletul la gură Noul rol al actorului ã. știi? Și atunci se acumulează rolurile Și la un moment dat te trezești că ai făcut multe dar nu, nimeni nu te poartă pe brațe acasă sau mai știu eu ce. Poate cu două, trei excepții care țin mai degrabă de zona de, nu știu, lifestyle decât de zona de actor de teatru care doar asta face. Ce s-a adăugat, în schimb, de la precedenta noastră întâlnire din secolul trecut, Așa? este că am prins gustul scrisului. Ok. Uh, capacitat cumva de director de scenă Victor Ioan Frunză, cu care am lucrat timp de 10 ani. Piese de teatru traduse, uh, dar și da. filme scrise. Da, dar uh, începuturile au fost într-o zonă de dramaturgie în sens german, adică de rescrierea anumitor pasaje din piesele alese de dumnealui pentru a fi montate și uh, sarcina mea era să adecvez aceste texte la viziunea regizorală. Pentru a face asta eram cumva nevoit să Rescriu pasaje în maniera celor creatori foarte mari. Și asta e un exercițiu foarte bun: să te chinui să scrii tu ca Cehov, ca Shakespeare, ca tot felul de giganți. Și în urma acestui exercițiu, după ce am uh, uh, încheiat acest capitol profesional, am fost capacitat de un alt prieten foarte talentat, Bogdan Teodoroltanu, să scriem o piesă de teatru împreună. Și așa a apărut Taximetriști. Mi-a plăcut cum ai vorbit despre el. Ai zis uh, într-un interviu că este soția ta de scenaristică. Da. E... Și... și așa este. Și e geloasă până la Dumnezeu când aude că mă văd cu alți scenariști. Da, da. <laughs> da. Unde te duci? Și cine mai e acolo? Păi ăla, ăla. Nu, nu, scenariști mă interesează. S a <laughs> da, da, da. A fost mai da, bine? Da. Și bă, sigur a fost un soi de pas natural de la... Bă, teatru la film, pentru că atunci când i s-a oferit posibilitatea de a ecraniza piesa de teatru taximetric, care a făcut un oarecare succes după montarea în teatru, am pus un picior și în barca asta, unde sunt foarte proaspăt, încă face așa barca, nu mi-am găsit picioarele de marinar scenaristic, dar e ceva ce mă incite foarte tare acum. Ei, Uite, în cazul piesei de teatru taximetriști, ai transferat un pic și succesul pentru că filmul a fost... A fost un, bine, a fost da, a fost, fost nou... foarte bine, Ne-așteptat de bine pentru noi și asta ne încurajează să păstrăm cumva un bun foarte valoros. Între timp am construit o mică entitate artistică, grupa B se numește, care îi presupune pe Bogdan Teodor Olteanu, Cosmin Micuțu Nedelcu și cu voi noastră ultimul pe listă, pe mine. Așa. Și o valoare a acestei întreprinderi creative este că Sub nicio formă nu trebuie să creăm în, în formule care au dovedit că au succes și să ne trezim că facem același lucru la nesfârșit. Pentru că apare comoditatea, rutina... Exact, da, exact. Apă. Și încercăm pe deci cât posibil. cineva să vă challengească, cum se zice, în dacă aveți. Și chiar cu prețul succesului comercial, parte din care uh, renunțăm pentru că vrem noi să ne facem, uh, să fim un pic câși, uh, am hotărât că această libertate creativă e mai importantă decât uh, business-ul. Ceea ce... Uh, te obligă un pic pentru că trebuie să găsești parteneri, în sensul producători, investitori și așa mai departe, care să vină cu tine și să nu te pistoneze la cap, dar știi dacă, să dacă totuși acea stripăriță s-ar dezbrăca. N-am face... avea 20.000 de intrări în plus. Ba, probabil că da, dar noi vrem să. Ok, deci. Uh, scriem despre altceva. Aici. Se joacă și la nivelul ăsta oh, sunt meciuri. Oh, sunt da, da, zeci da. de meciuri. De ce da. vrei să ne vorbești despre presiunile creative <laughs> nu. la care ai fost supus de-a lungul timpului? <laughs> nu. Bogdan, aici omul se și împărtășește. Sigur. Nu sigur e... uh, Uite, vreau doar să adaug că între lumile astea, între teatru și film, s-a strecurat și povestea cu stand-up-ul. Tu ești uh, announcer, nu? Cel mai announcer, uh, cel dintre Actori uh, la celebre, nici nu le a zice, partide, nu știu, eventuri, nu? De roast. Da, da, da. Uh, uh, Ideea de stand-up m-a preocupat întotdeauna mult mai mult ca spectator uh, lucrarea mea de dizertație uh, a fost după ce am terminat masterul de teatrologie și management cultural, a fost despre stand-up încercând să dovedesc că este o artă performativă ceea ce colegi mai mari de ei mei uh, teatrologi și așa mai departe au spus în multe medii că nu e Ok, și ți-ai pus în cap, și, evident. E, nu cred că sunt suficient de notoriu mediile teatrologice <laughs> să, să, te să vând teatrologii în cap. Să te vând uh, ca pregătire academică. Două mastere, Două una master. de arta actorului și una de uh, management cultural și teatrologie. Da, uh, primul a fost masterul de actorie, al doilea la 10 ani după masterul ăsta, pentru că deja pătrunsesem în lumea cu traduceri, cu scris și aveam de recuperat niște lecturi. ca orice copil de la țară, dacă aveam de recuperat niște lecturi, am zis, la școală. e ăștia care ne-am uitat mai mult la fotbal, ce ar trebui să înțelegem din traseul ăsta? Te pregăteai de, nu știu, a devenit director de teatru, ceva, în zona asta? Uitați-vă bine la mine. Vi se pare că am autoritatea de a spune, vreau să vă hârtiile alea încă o dată? Nu. Am o fobie de acte și de, în general, de responsabilitate instituțională. Prefer libertatea asta de a fi. de a mă putea răzgândi des. Ok. Uh, Dar nu, mă pregăteam pentru cealaltă dimensiune, dimensiunea asta teatrologică, în care uh, să întâlnesc niște oameni, mă refer la profesori, care să-mi poate recomanda niște lecturi care să mă ajute pe mine în ăsta alt parcurs. Să descriu scrisul ăsta. Nu, nu actorul ah, okay. ăla, ăla descrie. Bun. Nu, cu actorul m-am dumerit eu <laughs> și cât pot, și cât poate voi putea la un moment dat, acolo chiar nu mai era de școală cel mult așa, de niște workshop în care să-mi reîmprospătez niște mijloace și procese, dar să mă întorc chiar la școală și să stau doi ani când durează un master pentru asta, să nu vă spărați, da. Pentru că ne-am tot învârtit noi în jurul ideii de celebritate, uh, faptul că au existat niște spike-uri, uh, cred că e și o chestiune de, de, șansă, de noroc, adică, uite, apariția în secvențele de stand-up, uh, apoi filmele astea, uh, filme ușoare, cum le-ați zis și voi, de, de duminică, uh, ți-au crescut popularitatea? Simți? Îmi place să cred că mi-a mi crescut popularitatea poziționarea mea în aceste okay. lucruri. Da. Adică nu sunt uh, suficient de uh, jucăuși și amuzant tot timpul ca să fiu asociat tot timpul cu ideea de stand-up și aia, asta e glume. glumesc. Da, 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 da. De drumul ăsta că ridem, dar de... facem caca până noi, să aminte că n-ai voie cu pula <laughs> <b> <laughs> Ok. <laughs> um... La fel, nu m-am dus o în zona de expresie a actorilor care dau interviuri, care vorbesc foarte frumos despre concepte foarte mari și foarte da. valoroase, cum sunt arta mea. Da, Rar in ori in zic arta am mea. Am stat în personaj. Exact, da. Mi-a fost foarte greu să ies la da, final da. din personaj și a trebuit să mă ca să mă stropesc pe față și așa mai departe. Nici acolo nu m-am dus o la fel cum nici acum, în calitatea asta proaspătă de scenarist, nu pot să mă duc olin și să... De obicei, scenariștii sunt niște indivizii care stau așa gheboși, sunt tot timpul întunecați pentru că sunt obișnuiți să fie în fața unui laptop și nu în fața oamenilor, sunt Correct. oameni singuratici, cu foarte puține skill sociale și atunci ori eu n-am problema asta. Și poate că o parte din popularitate vine și din această poziționare căș neintegrabilă în niciun sertar obișnuit. Da. Și Există puiul familist, de apare și scenaristul popular, da, Adi, Adi vorba Nicolae. Bine. Gata, da. te-am găsit. E te scenaristul găsit. care vorbește cu oameni, hai să luăm În regulă, Fii atent. vreau să te duc un pic la școală. Am găsit în cartea lui Agassi un pasaj foarte interesant. Da. Uh, nu știu dacă știi, băiatul Camurat tenisul, deși l-a făcut celebru și chiar și bogat, da, da. foarte bogat, Uh, dar aici un pasaj foarte fain, am făcut eu o poză. M-am gândit cum uh, să par mai tânăr, să mă prefac că nu știu cine e Andreea Gastel, <laughs> Și eu nu, să par mai intelectual, de da, da, da. aia. băgat-o pe asta cu cartea. Da. Uh, a funcționat și la interviu de mai devreme cu Costel și am zis că păstrezi, aduc okay. mereu, rup o foaie dintr-o dintr carte și băgăm. Uite ce zice el așa. Uh, de asemenea știu că pe tatăl meu îl deranjează fiecare moment pe care îl petrec la școală este în detrimentul timpului petrecut pe teren de aceea faptul că îmi displace școala că nu prea mă descurg la școală mi se pare un act de loialitate față de tatăl meu. Băi ce noroc a avut băiatul ăsta. Da. Uh, am impresia că la tine... E tată, tată care încurajează repetenția. asta spune Și dar. mai degrabă da, pregătirea... Bine, a știut, uite în cazul lui Agasi s-a potrivit socoteala. a adeverit, da. da. A devenit un campion. Dar tu din ce am mai urmărit, din ce am mai citit tu ai stat bine cu școala da, am fost un copil care rezolva repede sarcinile pe care școala ți le scoate în față ca să verifice dacă ai fost atent. Ori eu aveam o oarecare dexteritate la asta. Nu, nu mă speriau examenele, cu atât mai puțin examenele orale. Adică aveam tată papagal, cum se zice, în industria asta academică. Merge o românească, te de descurcai? Asta e, da, cuvântul? Asta e cuvântul? Păi, de exemplu, eu știam că nu zbârnei la franceză, dar Așa? pentru că am terminat uh, filologie, uh, aveam examen oral din franceză. Și atunci trucul meu, pe care îl recomand tuturor uh, elevilor care se uită la noi pentru BAC, a fost la examinarea franceză oral, orice aș face să o trag eu să bag un subjunctiv. <laughs> Ca să vadă examinatorii, bă, dacă ăsta știe subjonctiv, înseamnă că tot ce e dedesubt e acoperit, nu? Normal. Ne-a băgat în subjonctiv. Și am învățat eu că dacă spun il focă nu sa și eu, okay. e cazul să știm. Voilà, și exemplific. Păi da, am, am, am găsit o particulă <gri> interșanjabilă. Ok. Oricare era subiectul de la tancuri până la Andreea Agassi, dacă deschizi o frază cu e cazul să știm, ar trebui să știm bine nu știu ce... Da. Așa? Deci ai fost peste el feșo. Eu, da, da. așa mult mi-a plăcut. Deci, acum un milion de ani, pe vremea când ne cunoșteam noi. Ok. Poate chiar înainte, stăteam în camera de cămin al Unelu Cortea. În Elul cortea Micuțul și cu mine, am fost colegi de grupă în facultate. Stăteam în camera de cămin al Unelu Cortea și mai povesteam diverse chestii, cum fac niște băieți care nu au bani iasă. Și vorbeam despre cum era la liceu okay. și am ajuns la Liba franceză și de fiecare dată noi. Cosmin și cu mine sesizam că la noi la școală era vac similar, adică multă violență, un pic de bullying, un pic de așa, și la cortea toate erau anapo, dacă el făcuse liceu un cuedin. <laughs> <laughs> și cel mai mult mai plăcut. Anapo, da, în sensul rău? Straniu față de noi. Nu, nu, A. doar că. Okay. Alte realități. Și gândește că noi eram niște puștani, de-abia terminase în liceu. Habar n-aveam că Sara e foarte diversă, de exemplu. Și noi spuneam, da, bă, și când ne lua cu prostiile alea cu il Frail, frai, il plă, uh, eu nu, nu știu da. ce, și zicea Nelu, da, bă, și la mine era la fel. Că era acum. Uh, euh, qu'est-ce que tu fais Je fais bien, merci. Euh, il fait froid, il pleut, je m'appelle <laughs> 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 <zis> <laughs> <laughs> de Gabor. Je me asta, inexplicabil pentru mine, doar pentru că atât de da. <laughs> uh, moi je coach Gabor. <laughs> 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 da. Bun. Deci, la școală, cumva, ai avut și alt fel de nume? Știi că la franceză, nu știu, profesoarele aveam tendința asta de a... De a, franțuzii de a... prenume? Da, de a-ți alt nume ca să poată să facă temele cu tine. George. Și... Da, că pe mine mă cheamă și George și poate este... George. Da. da, am fost Jean Paul. Oh. Eu je, je mă apel Jean Paul, j'habite je au de m-am Mound, în Județ și de, de Super. Dar vezi, uite, la București n-am învățat de județ. Nu era cazul. Nu a fost cazul, vă ea, spără, la, dar le, ești născut în... sector agricol îl fă că aici ajungem în zona de Roast. Uh, ești născut în uh, Berce. Berceni, da. ceea ce uh, duce Azi la... Îți place orte teri, nu place la cuvântul acela, Bercenar. Da. Uh, eu l-am mai auzit doar la mine în județ cu numai Morenar. Noi avem, numai noi avem voie să ne spunem Bercenar alte cartiere nu, nu funcționează. Ba da, în Pante, toată lumea are voie limonar, să... nu merge, titanar, nu merge... Titanar. Nu, sună al, ceva, sună prostie. Titanist, pare că ai ceva de viație sexuală. De, de viație. Omul e titanist rău de tot. Mare titanist. Mare titanist. <laughs> nu vorbi cu el. S-a titanit. <laughs> și când, când ai depășit în zona asta a Berceniului, adică când ai început să vezi de adevărata și să explorezi Bucureștiul cu liceul? Foarte târziu. Ok. Eu, până să intru la liceu, vorbeam cu Micuțu că eu cred că el a ajuns în centrul Bucureștiului de mai multe ori decât mine. Până să intru eu la liceu. Sigur că are legătură și cu faptul că eram toți săraș și ce, ce era hat să cauți tu să acolo cauz, în centru da. Bucureștiului, nu nimic pentru tine acolo. Da. Ce să văd? Cârcium scump, magazine de haine, hai, lăsați. Dar ce are bă, Târgu Castani? <laughs> care e la Big Bergen, nu. O să-ți povestești și eu o întâmplare cu Bucureștiu, cum poate el să-ți ofere două lumi la numai două străzi distanță. Păi. Prima noastră venire, în primul descălecat în București, se întâmpla la vize pentru Franța tot a mea, revenim la soție, ea a făcut șase luni de studii în străinătate în, în Franța și ne-a lăsat taxiul în zona Amzei. Da. Știi? Uh, Era și, pe Iorga, da, și am ajuns accidental pe Magheru, nu pe calea Victoriei am ajuns. Uh, Totul auster, bătea și vântul, erau vânt de la de Chicago, adică da, da. clădiri înalte, magazinele alea total am friendly cu bijuterii, haine, nu prea aveai ce să cauți. Bă, și la un moment dat, în două minute, am ieșit pe Magheru. Unde s-a găsit MEC, s-a găsit a, <laughs> altă librărie, cinema. Am văzut mândrie și prejudecate. Am intrat la ce... Băi, zic, cinema în București. Haide să bivăm. Și de aici a început o întreagă aventură intelectuală în capitală. Dar așa e Bucureștiul, e pe leere. Caracterul ăsta pestriț al Bucureștiului e, e ceva ce mie mi-l face foarte drag. Dacă mergi în Elveția, de exemplu, sau în Belgia, sau așa, așa. și vezi... Ordinea, aia. Da. E foarte plăcută timp de jumătate de zi. Cu Elveția, dacă vrei, o jignim pentru că am fost... Da, mai două Exact, am fost Și la... Și dacă te uiți Elveția... <laughs> exact. Hai să fim serioși, da. că nici Elveția... Nu, pe mine m-a frapat acolo, pe durata campionatului european de fotbal din 2008, nu erau oameni pe stradă. Adică, azi acum, dacă noi mergem la unirii, Pai, găsim un framăt, se întâmplă lucruri. trei oameni. în 2008 a fost în Benelux? Uh, Elveția și Austria. Elveția și Austria. când a fost în Benelux? ăia, Nu, nu știu. Belgia e... și Olanda, 2000. 2000. Nu, Euro 2000 a fost în Marea Britanie. 96. Marea Britanie. Euro 96. Da. Și Euro 2000? Belgia și Olanda. <laughs> Stai ei. mă, și cu tremur de șapte, șapte. Așa, Pe la nu am pres. Așa, și revenind la, la Te povestea rog, asta Băi, la noi se întâmplă lucruri Discută oamenii mm -hmm. între ei Se lovesc, se ciognesc Ei, nu nu aveau populație Adică ori toată lumea muncea Ori poate la noi generați pe calculator Mai mulți A fost ciudat Da Mă rog, acum e mai pestrit să treabă că dimensiunea mare a imigrației în statele astea, a mai colorat uh, cartierele, adică ai da, vezi da. Bauhaus, Bauhaus, Bauhaus da. clădire din Vedergi sau reclame la ciocolată, bum, mare <laughs> döner kebab, exact. cu steagul lui Galatasaray. Da, da, <laughs> da. 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 Și cu magazinele deschise, singurele magazine deschise, care sunt fie ale chinezilor, fie ale da, arabilor. Da, da, da. Iată și puțină geopolitică Pentru în, amatorii amatorie. De... Și antropologie. Da. Deci, revenind la povestea cu așa. când am ajuns eu în uh, centru, am avut un șoc, pentru că uh, totul părea, așa cum spui și tu când ai venit cu ta la București, și părea că sunt locuri care spun tu nu ai ce să cauți aici. Da. Uh, asta a fost și senzația mea. Și pentru că acest cartier bercene avea toate nevoile, împlinea toate nevoile unui băiat sărac care nu are nevoie de cine știe ce uh, lux, N-aveai de ce să ieși Dar când am ajuns am avut un sentiment foarte clar de ostilitate De ostilitate? Da Oamenii da. mi-a plăcut, eram atras de, de... N-ai ce să cauți aici, locul ăsta nu e pentru tine Ceea ce cumva m-a Nu știu Mi-a dat un soi de drive okay. Că trebuie să cuceresc centru Ceea ce, na, pe sistemul slam dog milioner așa Cred că e cel mai bun drive pe care îl poți avea Atunci când intri într-o meserie Unde nu e nimeni să te ajute și vorbind și cu Cosmin și cu Nelu avea o formă similară de drive. Noi trebuie să ajungem la centru, trebuie să cucerim centru, pentru că noi venim de afară. Ah, nice. Da. Interesant. Da. Primul sediu de radio în care am intrat era undeva la Națiunile Unite da. și aveam în cap că sunt într-un videoclip când ieșeam cu scările alea rulante la izvor. Da. Uh, eram mega atras de panouri, de reclame Normal. și uite, te pot întreba și pe tine dacă ai un sentiment plăcut când te vezi pe, pe afiș, pe autobuz. Nu, am pe... un sentiment neplăcut de fiecare dată când mă văd. Serios? Da, din totdeauna. Nu, ăsta este, nu știu, achievement, dar nu e o validare, nu... Presupun. Nu ți se răspunde că ai ajuns unde trebuie și că faci ce trebuie. Cu capul pot să înțeleg că e un lucru bun. Okay. Pentru că asta, nu știu, îmi deschide niște uși în ceea ce privește niște uh, contracte lucrative, fie de imagine, fie că, după cum știi, lucrând în această industrie mică și murdară, <laughs> cu cât cineva e mai vizibil, cu atât da? are șanse mai mari să devină și mai vizibil. Da, și să prindă easy, și să prind easy money. Exact. Corect. Tot felul de contracte, campanii și tot felul de chestii. Din acest punct de vedere știu cu mintea că e ceva bun să fiu pe billboard-uri și să fac lucruri foarte vizibile dar e mai puternic acea latura mea care zice, a, ce treia acum asta, a, chiar Pentru e necesar. Nu am nu făcut să face eu un da, mai Dar nu, nu are legătură, nu, este un obism nu? artistic. Ok. Pur și simplu nu suport să mă văd. Și știu că am asentimentul mult dintre, dintre cei care se uită acum la noi, bă, nici nu te suport asta. O să vină în comentarii acolo, da, mă? Chiar, Asa. mă, nici nu te suport <laughs> nici nu suport să te văd. Mă întrebam cum a fost, sau care a fost, ai folosit tu termenul ăsta de, de drive, care a fost pentru tine cârligul, huku, care te-a adus către zona asta, către teatru? Păi am mai povestit că am făcut o prostie în liceu și mi-au scăzut de la purtare și ca să caut mântuirea în ochii colegilor și profesorilor a trebuit să fac o activitate extracurriculară și am ales teatru pentru că suna foarte ușor. A, ah, și de la teatru acela de De, de da. tranziția a fost relativ ușoară. M-a cucerit mai mult contextul, că poți, fiind un băiat timid uh, și nu, nu foarte prietenos, uh, mi-am dat seama că e ceva ce îmi face bine, că pot să fiu mult mai... Uh, Pot să-mi permit să elimin din toxicitatea pe care un adolescent o acumulează, făcându-mă că îl anunț eu. Ah, okay. Dar, de fapt, spun în niște lucruri foarte personale despre mine. Și e, observ că mi-e din ce în ce mai greu pe măsură ce avansez în vârstă. Mi-a venit de trei ori să zic: îmbătrânesc <laughs> și căutam căuta că sinonime. Da. Și a fost o caznă. Intrarea la un ATC Că de obicei asta e povestea nu, pe care nu, o, o fost spun o foarte mult Nu, a fost foarte plăcut Dar da, e și o inconștiență A adolescenței Că nu mi-am luat nicio plasă de siguranță Nu se practică Știu? Să dai admitere și la altă facultate Ca să ai pe ce să cazi Și eu n-am da. dat și Plus la altă celebra facultate. pregătire de intrare da, la... da, da. Nu s-a întâmplat în cazul tău <laughs> Ok, okay. Hei, puștele <laughs> Și la momentul când ai terminat, uite, eu am găsit niște comentarii de la debutul tău. cum mai uite, ai fost luat în vizor. Să vezi bine, pregătiți, suntem aici, avem mapa profesională. Fii atent, comentarii din 2006, da? Mi se pare foarte în regulă ce face în condițiile date. păi asta e tot ce am țintit toată viața. Nu, nu continuă. Nu, atent, se oprește. Și. Apoi, următoarea referință sună în felul următor. Având în vedere că iubire ca în filme e o telenovelă, să ai putea forma o părere că se poate de negativă despre un actor care joacă într-o astfel de producție. Dar, cu toate astea, pare foarte talentat și potențial. Aici, scuze, așa... Și scris. potențial. Da. Joacă și într-o piesă la Green Hours. Debut, gen. Da. Uh, iar asta e clar o bilă albă și mai e și foarte drăguț. Doamne, băiatule! Păi dacă știam eu în 2005... <laughs> Că ajunși da, foarte da, drăguț da, da, da. în 2006. Da, frate. Deci astea sunt... Uh, deci astea sunt comentarii la, ce de la pe telenovela cine magia, pe care pe am ci... făcut-o în, în 2006. Da, am căutat să văd cum te percepea lumea imediat cum ai terminat uh, un ATCU. Păi eram un băiețel de 45 de kg, așa foarte subțire, cu o claie mare de păr ondulat, cu voce groasă, așa. Da, așa da, vorbeam da. atunci, încă nu scosesem vocalele și nu mi-asumasem foarte tare că sunt din Bercen ca să pot să vorbesc cu, pă, cu astea, băiețele. Da, da. Și, da, cred că eram un animal foarte ciudat. Mie, de exemplu, că oarecare pregătire am făcut înainte de admitere cu regizorul spectacolului de la Greenhouse, care e actor, Daniel Popa, zis doctorul, okay. pe care îl sărut pe această cale. <laughs> Așa. Și el mi-a zis la un moment dat, băi, știi când o să-ți meargă ție bine? ce Ți o să-ți meargă bine când o să-ți ajungă fața, din urmă, vocea asta de animal. Adică, și încă lucrez Dan. Încă un pic lucrez. de maturizare, nu? Da. Și să... fizică. Da, pentru că arătam ca o fetișcană... Da. Uh, Story of my life, și eu sunt childish da. la greu. Și când deschidam gura și ziceam, băi, nu cred că e bine să mergem acolo, <laughs> <laughs> da puștiule, dar cine te-a supărat în halul ăsta? <laughs> dar da. senzația mea generală e că tu iei lucrurile foarte așa în joacă, te joci mult, am găsit Alternativa recent... Alternativa e groaznică. Da, nu te Să în serios și să nu poți să pui capul pe pernă de tot felul de gânduri parazitare despre relevanța a tot ce faci și are sens viața asta și de ce ne mai trezim dacă tot la un, un moment dat o să murim? Și atunci mai bine. Da. Păi asta uh, e referința pe care vreau să o pun pe masă acum. Uh, M-am uitat în niște story-uri tale pe, pe Instagram. Așa. Te certai cu un copac. Uh, da. <laughs> care? Ce făcea copacul ăla? Făcea zgomot. Erau niște muncitori care lucrau la descopăcire sau nu știu ce. Așa. Și nu se vedeau când am ieșit pe balcon și părea că e copacul care face zgomotrea și este mai și tremurau plecă. frunzele așa și părea că se sărățuiește așa la mine. De... Și eu tot rugam, băi, copac, calmează-te, ai luat taiurea, nu, nu ți-a zis nimeni nimic de rău. Deci da, dar nu... Nu aici sunt nebun dacă aici Nu, nu, bați. nu, dar faptul că starea ta permanentă e asta, predispoziție de a lua un pic în bășcălie, de a, de, de a glumi, de a face lucrurile să pară mult mai ușoare. Dacă la un moment dat cei din jurul tău, familie, prieteni, zic băi, ok, hai să, hai să ne adunăm un pic, hai să, să revenim pe zona serioasă. E complicat pentru că e parte din personalitatea mea. Fiecare are un mecanism prin care se străduiește să poată să pună capul pe pernă liniștit seara. Oamenii, cea mai mare parte dintre noi, trebuie să și spună în continuu că ceea ce fac e bun și că are un rost, ca să poată să adorm. La mine, pentru că nu pot de fiecare dată să, pun să fac capul asta. Pe Ei, pe asta da, e. Da, da. Înțeleg. La ce am venit? <laughs> corect, corect. Așa. Și la mine asta nu merge de fiecare dată, și atunci am acest mecanism de gestionare a greutăților și întrebărilor dificile de a le mai lua și în răspăr. Știi? Și sigur că uneori e greu de trăit lângă mine din cauza asta Și mi-aduc aminte distinct cum mai multe dintre uh, femeile cu care am fost împreună la un moment dat Vorbesc de relații solide, nu flinguri Ce bine că ai dus tot discuția aici, așa Te servesc <laughs> Mersi. Eu am mai făcut chestii cu microfoane așa. <laughs> Și am această imagine cu eu care zic ceva de genul Ce ai reclamat tu că mă cerc cu un copac și așa Și am imaginea cu ele mergând la fereastră așa, cu spatele la mine și făcând doar atât Oh. <laughs> Cine m-a pus? Da, <laughs> uh, Uite. Dar pe de altă parte, nu te plictisești foarte mult. Normal, normal. Ceea ce sper că de... măcar echilibrează. Da, măcar atât. Da. Uh, am mai observat o chestiune. Uh, îmi place acustica, fonetica numelui tău, dar nu știu de ce îmi sună nume de fotbalist. Adi Nicolae. Pentru că zice Adi. Adiță, da. Pe Pentru aici. că zice Adrian Nicolae e doar da. un nume de român generic care probabil lucrează Există. middle management pe acolo, da? la o firmă de absorpție de fonduri Sapart. Adrian ești Nicolae. Ești bătrân, că ai zis Salut. Nu, 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 le mai zice așa? Sapart fare, astea au dispărut mm. acum pe NRR. Volcom. n-a dispărut. N-a dispărut. Și nu no. poți să mă convingi că a dispărut. I watch the news. Apropo, ești un om de ăsta, al cetății, implicat, te agiți, protestezi, comentezi pe Facebook. Rareori ori protestez. A, am impulsul de a protesta, la fel cum am impulsul de a mă implica în activități filantropice. Am, am tot felul de impulsuri. Numai că experiența m-a învățat că în toate aspectele astea e mai important ce faci decât ce zici și că vocea ta, dacă nu emiți o idee foarte simplă, care de obicei nu acoperă adevărul, se pierde. Okay. Și atunci mi se pare un consum să încerc să simplific vederea mea asupra unui subiect până în punctul în care poate deveni grea vorba aia. Te-am întrebat chestiunea asta pentru că am tras cu ochiul la Roșcatu, îl salutăm pe Răzvan Exarhu, și am aflat că ai fost în același avion cu Ciolacu, da, relativ frate. recent, da, frate. și aici Și era... că mi-am dat în ceafă. <laughs> nu chiar, Aș Dar, un geam, dacă dar vreau. o, un tras de mâine că îți vine, ai impulsul ăsta, de zice, nu, băi... Nu, nu. nu, aveam mai degrabă impulsul de a face gluma asta de de a spune că i-au pus acolo pe locurile, primele locuri din avion ca să-și mai odihnească picioarele atât de obosite de la condus țara cu ele. <laughs> Bună! Bună! Dar n-am făcut-o. Pe de altă parte, nu s-au mai uitat atâția securiști în civil la mine urât cum s-au uitat în avionul ăla cred că de la proteste. Dar ce era în neregulă? Adică ce aveați voi? Mă, nu era ciudat. bine unde ne-au pus. Pe de-o parte a fost o, un eveniment... Da, v-ați dat și coate, adică gen... Da Uite-l pe nu știu cine. Păi da, na. Da. Ceea ce spre dezamăgirea mea, ei nu prea au dacă ne-au văzut pe noi. <laughs> deși de în campanie electorală o să-i vezi pe la da, diverse da, da, evenimente da, da, da. De... să vezi ce rup teatrele da, da. Da. Nu, um, pentru că din întâmplare noi am fost în aceeași zi undeva pe la prânz în aceeași benzinărie cu dânsii okay. pentru dispozitivul de pază poate părea straniu că au fost la un metru de ei aceeași indivizi, în aceeași echipă, toți bărbați. Da. Destul de lați numeri, dacă e să mă întreb pe mine, și iată aici și în avion. Adică eu aș avea oarecare anxietate dacă aș fi responsabil cu securitatea ta da. să văd de două ori aceleași fețe la un interval de timp în locuri diferite. Pare că te urmărește cineva, știi ce zic? Pe de altă parte, în cariera ta, s-ar putea să conteze că ai făcut pișulică la un moment dat în aceeași benzinărie cu ciolacul. Imediat cu... după, domn după domnul Tudose. După Tudose. Care? o să o spun aici, a lăsat impecabile urma lui. Frumos. Eu sunt apolitic, dar da. sunt niște lucruri pe care eu le respect. Normal. Trage domne apa. Dacă ai dat pe lângă, e hârtie igienică, acolo tras. E... Și e o provocare să lași o toaletă curată pentru domnul Tudose pentru că este super uriaș. Adică dista distanță... Ce nu suntem noi spun. mici? Nu, nu. nu Sau nu vorbesc de mine. Așa. Distanța de, de micțiune, cum îi spunem branșă, da, 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 da. la domnul Tudose este cam cu un metru jumate mai sus decât a mea. Și atunci. Da. Jos pălăria. Podul. Da, da. Nu-l văd revenind în postul de prim-ministru, dar pot să spun da. că l-aș la o... primi oricând la mine acasă să urinez. <laughs> Fără niciun fel de problem am Și de... să plece. Okay. Să Asta, dacă se poate. Bine, să știi că am pe desfășurător trecut așa o secvență, zice, trebuie să fie un moment în care îi arăți fesul. Și da, o să-ți-l arăt stai așa, unde l-am pus. E aici. Bă, îl port de câteva zile. Ce s-a... s-a scămoșat? Nu. E cu... stai să-l arăt la cameră. Da, e festul nostru, brandul. KNB, da. da? Claus și da, Barosu da, da. de la, de și la film. Și n-am scris Claus și Barosu ca să nu te faci de râs când Ce îl porti. bine ați făcut! Nu? Asta vreau să spun. Asta a fost ideea mea. Bravo! Bravo, pe, Adi Nicolae! Și pe... marketing Hanoraci manager. Și pe... și pe toate astea, pentru că oamenii, dacă văd acolo... Uh, am fost la filmul Claus și Barosu și tot ce am primit era hatul ăsta de <gângări> tricou. Nu o să-l poartă, o să, poart, să doar în el. Știu pentru că am zeci de chestii de... -a. Și am zis, să fie ceva drăguț, minimalist și să fie mai degrabă așa un soi de memento decât o chestie de promovat un film care a ieșit din cinema ori acum un an. Știi? Da, și fii atent, uite la ce m-am gândit. Traf. Acum e sună, pentru viitor nu să... mă sfătuiești pentru viitor. Nu, nu. De ce e bună idee? De ce o aplaud? Păi dacă filmul, să zicem, nu e bun, linia de haine K&B, Tati! Deci, Dolce în cabana, adică m-am m-am spun Hugo Boss. Chinezii. <laughs> Ascultați-mă ce vă zic, poporul chinez ăsta e viitorul. Deci n-am venit uh, cu el în Ghestan, chiar îl port, adică fesul meu sau. de day by day. Înseamnă mai mult pentru noi decât orice reușit a filmului ăsta. Păi Lume asta mă gândeam. Asta... să pierdem bani. Asta mă gândeam. Sper să măcar fesul să rămână în magazine dacă a. filmul va ieși din cinema. O să vărs o lacrimă când o să te văd peste 15 ani cu fesul ăsta. Sau nepurtându-l, l, -l, nepurtându -l. A, Asta nu. Parcă... Nu, mă gândeam că o să plâng de emoții când o să văd eu am ridicat acum miza, poate apare tati part-time 2 și poate scot un fez mai mișto decât al Accept această provocare, dar vă spun, pe fesuri e greu de tot, tată. Să ne faceți. Pă, a dus copiii în cinema, nu zic. Okay. Okay. Nu suntem acolo. Dar pe profesori... Hai să vorbim un pic și de film. De am primit comunicat de presă, de-aia știam de el că a fost numărul unu în box office. Sună foarte mișto, box office-ul autohton. Uh, în casări înseamnă lucrul ăsta, dar înseamnă și care trecere la public. Și în suita asta, adică să spunem, tu ai jucat și în team building, o să vorbim un pic și despre el. Fără uh, metriști, ai jucat scriind la el. Da, da. Și acum Claus și Barroso, un film, hai să-l povestim așa, să-i dăm plotul. Doi frați? Doi frați, barman și bodyguard la un da. club. Deci nu Claus Iohannis și José Manuel Nici, Nu, e, nu e satira politică pe care o, o aștepta țara asta. <laughs> da, exact. E un film de duminică pe care îl puteți vedea în fiecare zi a săptămânii, în orice cinema din țara asta. Uh, mă rog, poate la data la care emiți uh, 3-4, dar <laughs> uh, Sigur că avem o diferență de temperament Între cei doi frați Eu, barmanul, sunt combinator Și genul ăla de combinator Căruia nu iese niciodată nimic Deci nu e vreun șmecher, ci e mai degrabă un terminat Iar fratele meu, Cosmin care e frate prin opțiune și în viața reală și de aici chimia superbă. Cosmin Nedel cu Micuțu, da? Zis Micuțu, da. Este un bodyguard cu inimă bună, foarte ponderat, foarte echilibrat și foarte timid în relația cu femeile. Și eu, ca să recuperez o datorie dintr-o altă afacere proastă din trecut, pentru că toate afacerile mele sunt proaste, organizez o petrecere a burlacilor fără știrea patronilor noștri și îl șantajez emoțional pe fratele meu să mă ajute în chestia asta. Și bineînțeles că în această inițiativă totul merge prost și tot apar personaje care rostogolesc bolovanul ăsta și mai la vale și mai la vale, până când pare că se duce totul dracului de râpă, dar pentru că este o comedie pentru toată lumea, are un happy end deosebit de pufos. Ca să-l un pic pe aia din Nicolae, îi spunem că mi îmi place de Pavlu și mi-a plăcut și apariția lui în, în filmul ăsta. Eu... Oftica mea este fără margine acum așa, când asta. Da. Păi noi l-am ales să joace. Frumos! <laughs> am râs la film, am mărturie, a fost un fel de testimonial după, după film și l-am recomandat și am zis că e bun, dar zic și șotelile alea elitiste. Iatat! N-are Asta sunt... așa, da, și E ia ia plin de cioace. Da, am greșit și noi, ce să facem? E cu cioace? adică. Sau, nu hai să defi, define, define cioace. Cioaca. cioaca este o glumă care sparge cumva convenția internă Eșirea a unui din, produs. Da? Deci, se e se ca din script, da? da. E ca atunci când uh, uh, nu știu, un povestitor noi vorbim ceva, eu îți spun ție ceva ce pare care e legătură cu discuția noastră și pe urmă mă întorc și fac cu ochii în spatele camerei. Asta e o cioacă. Ok. În cazul nostru, sigur că atunci când am vorbit de masoni, nu puteam să nu strecurăm cioaca despre eu am băgat-o pe fimea la Londra. <laughs> Dacă asta e o cioacă, ne asumăm și da. cred că, că putem trece Ce tare cu ar fi să la related video cu da, da. chestia de asta. Când? După ce ne împușcă? <laughs> nu, 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 cu clipul ăsta, cu ICR. A, da, 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 da. da. Am zis, am zis. Am, Am zis. Da, deci aceste cioace, dacă deranjează elita cinematografiei românești, rog elita să manifeste mai multă indulgență. Ca să nu mai zic să se ducă. <laughs> Așa. Da. Povestește un pic și faza cu înjurăturile Care a fost miza? Pentru că e clar că Nu, nu neapărat din dorința de a-l face child friendly Sau nu, family friendly Nu, și nu avem, o, nu avem o Cum să spun? A fost valul de hate atât de mare la team building Încât v-a făcut acum Mai să... degrabă la taximetriști, că oh. la team building Nu l-am scris noi Și atunci noi am zis vorbele care erau pe foaie Și multe peste, dar nu în zona de Injurii, nu, la taximetriști Care erau uh, Care e Că e încă pe Netflix, care e un film în care oamenii vorbesc așa cum vorbesc cu oamenii, da. nu era cazul să ne fandosim. Da. Dar o mare parte din populație, și prin populație mă refer la populația vocală pe social media, și-a ridicat toate straturile de fuste de mătuși în dreptul pieptului și au spus neoripilați, oamenii nu vorbesc așa. Sigur că această polemică a făcut bine filmului, care a performat. Foarte bine, mai ales pe Netflix. Că, da, da. Așa? Deci, acolo ajung. Păi nu, dar acolo, uh, acolo se uită și oamenii care sunt mai puțin mobili. Corect, o mare parte corect. a țării, astea nu are obiceiul de a se ridica de pe fotoliu, de a ieși din casă, de a merge la cinema. Uh, uh, da, unii eu, pentru eu că eu e cutumă... scump, uh, Alții din comoditate, alții pentru că pur și simplu nu cred că îi așteaptă ceva bun acolo. Și nu e nicio problemă cu asta. Dar, această polemică de după taximetriș vis-a-vis de limbaj, sigur că mie personal și colegilor mei, nouă, ni se pare deosebit de ipocrită. Și atunci am zis să facem ca un exercițiu de stil și să facem un produs care nu conține nicio înjurătură, ca să vedem dacă. Da, putem. și subliniat. Păi, merge Dumnezeu, adică să-l să faci și să te prefaci că e perfect în regulă, ca niște mafioți. Să nu... Nu, să nu folosească nicio jurătură, ca un barman și un badigard atunci când vorbesc între ei. Să nu folosească nicio jurătură, iar personaje în momente tensionate în care lucrurile nu ies cum vor ele, să nu folosească nicio jurătură, atunci, da. Ok. De... Bun. Ce să facem? Dar cred că, bă, apropo, fac o buclă înapoi la ce spuneam că libertatea creativă e mai prețioasă decât succesul bubuiala de box-office temporară, mi se pare uh, o șustă bună. Să faci un film da, ca să e. arăți oamenilor, ok, așa arată un film făcut de noi, fără înjurături. Asta e situația. E oarecum ingrată misiunea noastră celor din, din media, când încercăm să vă apărăm pe cei care produceți film la ora asta în România, că mere, mereu folosim argumentul ăsta de a fi investit bani și energie. Adică, E oarecum filmul vostru, cam trebuie să aveți dreptul să faceți ce vreți cu el, pentru că e al vostru. Sigur, e dar, ideea... dar nici ideea... măcar nu mă ascund. Cred că nu am nevoie de platos asta. Sigur, e, e foarte adevărat. Dar nu simt nevoia să fiu apărat. Înțelegeți ce spun? Ok. Sigur că dacă uh, spargi așa lumea în două, sunt filme care se fac cu bani publici și după preia mea e foarte bine că există finanțare publică Pentru a se putea face filme care altfel nu s-ar face, pentru că nu țintesc publicul larg, ci sunt filme de autor, sunt filme artistice și sunt filme care vor rămâne ca un testament al uh, creativității minților artistice ale vremurilor astea. Da. Al Marele România. paradox e că și filmele de autor au nevoie de public. Sigur, ce să vezi? sigur și ce să vezi în discuția asta care pentru mine e destul de neplăcută, în care toată lumea scoate din buzunar argumentul cum mâncat de ciorbă și rahator de genul ăsta, care spun mai multe despre cel care comentează decât despre produsul pe care îl comentează. Ai să râzi, dar aceste filme la care uh, românii uh, cu alergie la ciorbă și cadre fixe și lungi nu se duc, în lume fac niște cifre foarte mari. Da. În state Ele un au pic mai... acel... da. acea frază, noul val al exact, primului românesc. Exact. Da lasă partea artistică, lasă critica de specialitate, lasă publicul elitist de festival, unde aceste filme s-au remarcat. În țări cu o scenă art house mult mai puternică decât a noastră, da? Franța, Polonia, Germania, niște țări, da? Acolo sunt niște cifre de stămâț în coadă dacă te uiți la filmele astea, unde oamenii sunt preocupați de a vedea și filme în corect. care nu sunt toate glumele cu bășini. Da, corect. Uite Sei. și un alt film iară de autor român care a mers foarte bine în Franța, concertul aici mă gândesc, uh -huh. a, a bubuit acolo, nu a făcut aici furori. Adică da, avem, avem de recuperat pe partea se asta întâmplă. De, de ieșit la, la film. Dar de uite, asta mie mi se pare, iartă-mă, de asta mie mi se pare mult mai important ca aceste filme comerciale, făcute din bani privați, fără niște pretenții artistice foarte mari, și care se adresează publicului care are nevoie de două ore sau o oră jumate, cum e cazul nostru, în care să uite de Nasoleala de afară fără să le pună mari uh, dileme existențiale în brațe, da, fără să, fără îi să îi provoace foarte tare adică intelectual. Adică nu ajunge nici până la eticheta de film de revistă. Nu adică, e, nu e, e, caz, nu e nici. Nu e. Dar ce spun este că aceste filme nu cred că trebuie privite ca fiind în adversitate față de filmele uh, de autor, ci în ci completare, în completare ah, efectiv. Excelent, Iar excelent. eu nu am întâlnit niciun scenariu în care diversitatea ofertei să fie proastă pentru consumator. Corect. Eu cred că trebuie salutat această inițiativă în care, da, niște oameni fac de capul lor și își riscă banii, cum ai spus, pentru a oferi diversitate în consum. mi, -mi pare ceva minunat. Prefer o lume în care ai de unde alege și în care, sigur, te pronunți foarte vocal și spui, filmul Claus și Baros e un căcat. Prefer asta unui peisaj în care ai. Un singur tip de film Și n-ai despre și ce -ai spune ce să că comentez. e un căcat da, Înțeleg. Da. Să nai de unde alege Asta mi se pare groază Bine, uite, pe de altă parte Păcatul sau carența acestor filme De, de duminică ar fi următoarea Că nu prea le poți internaționaliza Mă gândesc aici la team building Un film care mi-a plăcut foarte mult Dar la care am avut următoarea reacție Băi, cu el nu poți să mergi La, nu știu, în Bulgaria sau în Grecia Dar se poate franciza, cum s-a întâmplat ah nice Tocmai pentru că, iese pentru că... O, o franciză a Building în Slovacia. Iată, avem o știre. Păi, știi de ce ziceam lucrul ăsta? Pentru da că mi-am dat seama că ei, nu vor, ei nu vor înțelege care e faza cu Oltenii. Da, dar toată lumea are niște provincii care vin însoțite de niște etichete. Okay. Adică dacă Slovacia, care e o țară de la tine până la mine, uh -huh. cam astea sunt granițele <laughs> da. și tot au. Uh, uh, craiovenii sunt, uh, nu știu, cei din uh, Est. Uh, clujenii sunt cei din uh, a doua capitală. Toate țările au capitala-capitală și un oraș cum avem noi Clujul uh, care este emergent uh, și care are o rivalitate istorică cu capitala. Deci Peter și... nu se poate da, da, replica. Deci sigur, nu filmul ăsta despre niște olteni, despre niște moldovence și despre uh, bucureșteni uh, va prinde afară, dar modelul în care regiuni ale aceleiași țări intră într-un soi de competiție cu premiu și te joci cu șabloanele fiecărei regiuni, asta este internațional. Excelent. Păi, da, știi și zi că... o țară omogenă da, știi în care să nu, să nu ai o regiune care crede despre alte regiuni, ea mai proști ca noi. Bă, eu știu țări care zic despre ceilalți că sunt moldovenii, adică vezi Germania și Austria. Da, na, da. Na. Uh... Franța și Belgia Știi cumva și câți bani și-au luat ca să completăm acolo, să facem un paragraf? Păi și-au luat cine? Franciza. Păi n-a ieșit. N-a ieșit încă? Nu. Ah, ok. Bun. Uh, apropo de lucruri care urmează să, să Dar ai iată... și trailerul ăla, l îl găsiți pe noi, pe YouTube. Trailerul fi... acestui film, care arată foarte bine. Team building, de... team building de Slovacia. Team de Slovacia. Da. Da. Ok, dacă Care căutat. se numește, țineți-vă bine? Team building. Wow! <laughs> e un lucru bun asta. Da. Măcar au păstrat ceva. Da. Știi cum se zice? Da. Termenul ăsta atât de românesc. <laughs> da. Hai să ajungem la clișeul ăla cu planurile de viitor. Uh, știu că se lucrează, că sunteți fierți pe scritură, că. Se pregătește ceva? Cât poți să-mi spui? Sau ce ai voie să-mi spui? Foarte puțin pot okay. să spun, pentru că toate proiectele pe care le avem în față sunt șubrede. Nu știi exact care o să se împlinească, pe care îl vom putea susține, dar avem mai multe planuri. Vorbim de grupa B și de planurile acestei... Asta, agricuri. în aceeași echipă, da? da. da. Okay. Vom mai lucra în aceeași echipă și avem mai multe idei numai că o proprietate a comediei este că trebuie să fie cumva a vremurilor noastre și unele evenimente schimbă cum arată vremurile noastre. Și o idee care ni s-a părut foarte sexy anul trecut, posibil să nu, să nu ni se mai pare la fel de sexy anul să ăsta. se schimbe contextul. Da. Am înțeles. Uh, și teatru, uite, noi n-am apucat să vorbim foarte mult despre teatru. Teatru se mai întâmplă da. în viața se ta. Se întâmplă, se întâmplă și mă bucur să spun că sunt proaspăt angajat la Teatrul Notara. Uh, pentru Dar, mine e o onoare să să saluți, fiu... <laughs> Iată. S-a da. <laughs> rezolvat. <gânt> da, oamenii care n-au văzut filmul Nu vor ști ce Caterin și Tocmai face mai e aici convingem acum. să vadă filmul Mie da. mi se părut aia una dintre cele mai bune secvențe Și mie mi-a plăcut mult Și încurcătura, confuzia Și mie mi-a plăcut foarte mult asta Și, bu de... și, și bucuria Da, da în acele fi... întâmplări Zine un pic de, de -un despre piesă întreg. Păi a, avem o premieră pe 9 februarie Deci probabil noi vom da asta După ce a fost premiera spectacolului Ivona Principesa Burgundiei La Teatrul Notara Uh, regia Andreea și Andrei Grosu și uh, are niște actori uh, foarte buni din trupa teatrului Notara. Pentru mine o bucurie să joc între oameni serioși, cam am avut și nefericirea de a juca între oameni neserioși și acum e ca și când am ajuns la un liman. Ah, excelent! Și uh, pentru 9 februarie toate biletele sunt vândute, dar... Uh, eu voi anunța când sunt programate celelalte. Eu știu, lumea nu știe când Normal. sunt programate celelalte. Voi anunța și vă invit să vedeți un spectacol superb, de simplu, despre cruzime și despre cum, apropo de ce vorbeam mai devreme, oamenii preferă să sacrifice pe cel care nu-i ca ei, în loc să-și asume că au o dimensiune crudă. Am mai auzit. Și tind să împartă vina. Cam pare, pare din viață. Într-un pluton de execuție, știi? Pe okay. întrebat vreodată de ce... Există plutonul de execuție? Și nu e numai unul? Da. De ce? Pentru că e mai ușor să pui capul pe pernă dacă nu știi care e glonțul care l-a omorât pe ăla. Poate n-am tras Ne-ai dat și cheia spectacolului? Sau... Păi nu, e foarte evident că despre asta e vorba, că e vorba despre o ispășire, despre un țap ispășitor care întâmplător este o femeie nevinovată acolo. Sau singura ei vine este că nu e ca societatea strâmbă din jurul ei. La teatru se mai înjură? În asta nu se înjură, Okay. Dar uh, nu văd de ce scena ar fi un loc în care să eviți să înjuri. Depinde de ce vrei să comunici. Am înțeles. Noi scena e, -am, e un loc în întrebat... care se comunică chestii. În funcție de ce se comunică, se alege un limbaj care să transmită cel mai bine obiectul comunicării. Filmul s se apropie de 10 ani și am decis că e mai momentul... Nu, nu, nu. Să sperăm că v-am mai o meserie, bine ca tine. O meserie cinstită <laughs> de oameni. Nu, nu. Uh, el zice că vrea să facă pilot de avion. Nu, dar ideea e că suntem în plină preocupare de a-l scoate la, la diverse piese de teatru și întrebăm în stânga și în dreapta asta e child friendly dar ce mai e <laughs> în ziua de astăzi câte vreme el la jocuri? Nu știu, dacă e, nu știu dacă limbajul ar fi o problemă aici. S-ar putea ca tema să fie un pic cam mare și cred că ai nevoie de un pic de exercițiu Okay. Mental, pe el l ar putea plictisi. Pentru că nu se va duce în lucrurile mari pe care acest spectacol le pune pe masă. Știi? Am înțeles. Și atunci o să vadă doar unii care se mișcă de colo-colo și care reacționează altfel decât reacționează oamenii normali. Știi? Îl Ai mai punem, de... îl mai punem la crescut. Apropo de exercițiu... Da, da, lăsați la două spectacole pe sovă. <laughs> da? da. Să știi că uh, am, un, uh, am un mic joc. Dar înainte de a, de a trece la el să facem proba asta de celebritate, mereu am considerat mm. că oamenii care devin celebri sunt și mai ușor de uh, confundat. OK. Te strigă și pe tine cu Andy Vasluianu, mm. uh, când drăboși, eram bucur când eram, da. Când <laughs> Cine eram, ești? sunt inconfundabil. Așa. Uh, poate Mihai Mitoșeru mai de mult. Dar <laughs> Da. No? Da! Can you feel it? Da, fața uh, e acolo. Da. Când, Bravo. când eram Acum vreo 12 ani, post telenovela aia, pe care nu de drag am făcut-o, ci de nevoie stai cu minte, pe stradă, pe, în centru vechi, când încă centru vechi nu fusese modernizat. Era chiar vechi? Era chiar vechi și se vindeau <laughs> rochii de mireasă și papiote și chestii de nu știu dacă Cunoaște, mai prins. cum, ei, dar de acolo ne-am... Erau era foarte frumos. Și acolo aveam treabă prin centru vechi și două fete uh, mici, au urlat după mine. Eu am început să merg un pic mai repede, aveam o șapcă cu urechi, din care ieșea părul meu crilionțat la vremea respectivă, și au ajuns lângă mine și au fost foarte dezamăgite, și una din ele a zis: "A zis fă că nu-i bordean." <laughs> Dar asta e singurul caz de confuzie pe care l-am primit. Nu te-am întrebat. De obicei Slavă, domnul, oamenii nu mă recunosc. Și atunci la, la chestiunea aia că m-am legat de numele tău, dacă ești și microbist Că din, rol, din rolul din Tim building părea acolo, că, părea că, da, ești pe ele. Uh, Ceva? Recunosc. Pasiuni? Una din slăbiciunile mele este că, în loc să țin minte lucruri mari pe care mințile mari ale omenirii le-au spus vreodată, țin minte Undeva la vreo 6-700 de fotbaliști obscuri din Divizia A din anii 1998-2008. Wow, deci ai consumat ce? Ți-a mers cartea am de suporter. Să zicem doar că Sansiro Ciocui și acum va <laughs> rămâne în inima mea ca fiind unul din cele mai frumoase nume pe care le-am auzit vreodată. Steaua București. Sansiro Ciocui? Da, așa. Nu mă confunzi cu Ciocuiu. Sansiro San Siro Ciocui, cred că. Istrița. Nu, nu, no, no, n a dat el un gol, de de asta de a fost difuzat Ciocuiu. pe CNN. Pe CNN? Ciocuiu, Cristi Ciocuiu a dat golul ăla. Aha, ok, bine. Dar nu San Siro Ciocui. Păi că stai un pic să-l caut să văd da, activitatea lui. lui San Siro Ciocui. <laughs> Ce nume mi-a dat Bă. <laughs> da. Să te cheme San Siro, te, te Și să ajungi și fotbalist, da. Dar uite, și pe Balint îl cheamă Vasile Pele. San Siro Ciocui. Ai auzit? Pe Balint îl cheamă Pele. Ioan Gavrilă Pele. Da, da, da. da. Ce se mereșiță. Bravo. Ce bravo. Se mereși, să trecem la jocul nostru, Adi Nicolae. Te rog. Băi, mi-am amintit, stai, stai, apropo de numele ăsta. Nu știu dacă știi, e un clip pe net cu tipul care îl face pe Mr. Bean, Rowan da, Atkinson, A A Song, da, în care îl întreabă pe Elton John, dar te-ai gândit că poate ar fi fost mai inspirat să te cheme John Elton? Okay. Și tot interviul e numai despre bucata asta, încercarea lui Mr. Bean, da. de a-i schimba numele în da. Nicolae Adi. Nicolae Adrian. Dar Adrian n-are stofă de... Nume de familie a bela dracu'. Da, corect. Uite, în joc avem următoarele întrebări. Le parcurgem cât se poate de rapid. Uh -huh. Cu jurători sau fără jurători? la Cu. Macarena sau Lambada? Bă, Lambada, pentru că e una din primele imagini uh, cu un cur pe care o le-am văzut în viața mea. Era domnișoarea Machelcur. aia... Că... Machelcur. cur. <laughs> Machel uh, cur. Uh, Facea piruete. Da. Și da. îi se sufleca fusta, ceea ce era ceva ieși din lumea asta la momentul la care am văzut eu videoclipul. Corect. Și mi se părea ceva... Și uite, putem face un racord, dar am impresia că Lambada apare și în filmul ăsta lui Tudor Giurgiu, Libertate, da. uh, în care ai și tu da, doar dacă nu strănuți. <laughs> am înțeles. Da, sunt un bolnav pe un pat la un moment dat căruia îi pune uh, un colonel de securitate, cred că e un pistol în nas. Da. Un film bun. Păcat ușor vine țiu aici. Da? <laughs> Serios? <laughs> Adrian Mutu sau Adrian Minune? Păi Bogdan Farcaș are mână grea, mai ales când îi dai un pistol în mână. Înțeleg că el era Bogdan Farcaș era și îmi băga pistolul așa în față. Și noroc era o pernă să mai atenueze așa de la... Și era unul dintre acelea... Uh, e, adevă... o replică, A, așa. O okay. așa, Adrian Mutu sau Adrian Minune? Adiță, Adiță, Minune. Minune? Da. Ok. Munte sau Fost Mare? Fost de Vito, da? Fost minune, fost de vito. Reveni da, și acum am mi se pare că a revenit la. Da. Adică Ce trebuie? Uh, munte sau mare? Mare. Excelent. Și acum întrebarea de baraj. Oh. Uh, câștigi la loto? Iată, văd. Câștigi la loto milionul de dolari, deci e sumă okay. exorbitantă, dar există acolo o steluță, un asterix, ca la bancă, știi, uh, și multe contracte. Uh, fără actorie, gata cu teatru și cu filmul. Ce facem? Nu iau milionul. milion, păi ce să fac? Ne mai gândim puțin? Nu. Nu, nu e milionul. Dar bolilor de milion. Nici nu mai... Ce mai faci cu un milion în zilele Până astea? La Tu nu vezi? Da, corect. Nu, nu. Am înțeles. Îți mulțumesc, Adrian, mulțumesc. Adrian Nicolae, pentru da. această discuție. Sper să ne reîntâlnim, sper să avem ocazia să o dăm mai și pe, mai pe intelectual. Așa. Asta a fost mai... Adică a fost tot în ce am vorbit. Da, să -a, -a -a atras, -am că a... am vorbit desori despre moarte ce emisiune ușoară are atâtea mențiuni? Da, da. Nu, eu zic că suntem bine și cu intelectul. Suntem ok? Mie da. nu -mi e rușine. Am înțeles. În cazul ăsta îl urcăm. Mulțumim tare mult pentru vizionări, pentru like-uri, share-uri și ne reauzim evident stai, stai, la... stai, cu cine vorbești? Buc, cu o cameră acolo. E o cameră de supraveghere, evident. <laughs> nu. <laughs> <laughs> nu, e o cameră, e, cum se cheamă, robotică, nu? Care ne înregistrează nouă... Tu vrei să întorc camera aia spre camera aia și să vadă lumea? Inception. <laughs> la ce cameră te uiți tu? <laughs> povestire în povestire. În cadru în cadru. Dracu, știa că e o cameră de oameni. Este, este. oameni, mai ca domnul. Vă mulțumim, ne reauzim la radio, v-am pupat. Extra Matinal, un podcast DGFM cu Bogdan Ciuclaru. Ca să știi.